Răducule ceva de spus, pentru că urmează un subiect în care ești implicat. Haideți să-l urmărim. El a spus că este un bărbat capabil și poate să poarte o conversație normală fără să o dea în smarduieli. Așa putea să facă și cu Romeo. Bun. Nu i-a cerut nimeni să poți să porți o conversație normală când ai cu cine? Și cu Romeo poți să înțelegi dacă vorbești frumos cu el și el îți vorbește la fel. Da, păi uite, poate o să-l întrebăm pe Romeo cu ocazia zilei de... Păi n-are ce, pentru că mai devreme s-a luat cu el de gât. Despre ce vorbim? Ce m-am luat, bă, de gât? Când vreodată m-a luat de gât? Băi, mai devreme ai stat cu el așa? Exagerezi. Tu de ce ieși cu el afară, prin oraș, pe la sucuri, pe unde vă ceși aici vii și dai în cap? Tu de ce faci lucrurile astea? În primul rând, am ieșit cu el și cu Alexandru. Nu mă interesează, te-am văzut în videoclipurile lor, ai fost cu ei. Păi stai puțin, am ieșit cu el și cu Alexandru. Păi bun, și ce cauți cu ei dacă tu le dai aici în cap? Că eu l-am atacat, că ești fals, nu? Sau i-am cerut o explicație? Înseamnă că ești fals, nu? Băi, eu l-am atacat sau i-am cerut o explicație? Păi am impresia că le ataci. Radu, nu l-am atacat. Faci live cu mine? Cum? Faci live cu mine, te tragi în poze cu mine, te tragi în story-uri cu mine. Ok. Și a doua zi vii aici și te spune părerea ta. Sar pe Marinescu, înțelegi? Că toată lumea care a sărit pe Marinescu... Dacă ți-am pus o întrebare... A luat prin plan oarecum. Marinescule, uite, fii atent. Cum a deranjat faza cu Mariana, că ai avut o reacție nasoală, așa m-a deranjat și reacția ta când omul ăsta s-a luat de ea. Dar reacțiile tale nu le vezi. Dar de ce te deranjează pe tine, mă? Ce? De ce te deranjează pe tine? Trebuie să deranjeze pe cine trebuie să deranjeze, nici de cum pe tine. Uite că m-a deranjat, băi, Amira care e tot cu noi, sau atâta pe altcineva. Atâta timp cât te-ai înfoiat în pene în fața lui Andrei, mi se părea normal să te înfoi și în fața lui Romeo. De ce nu dai voia? Pentru că nu am auzit. Vezi că Andrei nu a spus atât de multe lucruri grave la adresa Mariei cum a spus Romeo. Te pup. Nu am auzit. Data viitoare, înțelegi? O să comentezi, pentru că așa mi se pare normal. Dar nu trebuie să auzi. Trebuie să auzi. Omule, eu nu te atac pe tine în momentul ăsta. Și să eu personal să discut o chestie. Trebuie să știu de la ce a pornit, cuprinsul și încheierea. Ok, și după de, ce nu, de ce nu l-ai luat frumos în grădină? Că sunteți oameni, nu sunteți ce oameni. Dar ce treabă ai tu, mă? Mai vrei ceva? No, de la tine nimica, de la Marinescu vreau, că eu vreau nu să vreau să-ți dea, uite, vorbești, vorbești ce vrei, mă, 1500 de euro, ce vrei de la mine? Vreau n-am să-ți dau. Păi atenție, Radu. Eu nu vreau bani. O să închitros, sunt amărât, n-am de. Nu ți-am cerut bani niciodată, Marinescule, cum ceri tu țigări. Nu dam de-astea proaste cu mine. Nu dam de-astea proaste cu mine. Și atunci ce vrei? Nu dam de-astea proaste cu mine. Păi și atunci ce vrei? Vezi că îmi cer țigările prin spate. Nu face de-astea proaste cu mine cu bani. Lasă că și tu ceri mie, stai liniștit. Cu toții ne cerem câte ceva unul altul. Aici și îmi spui de bani, că n-am să-ți dau bani, nu mai induce. Tu e personal, înțelegi? Eu am zis-o la mișto aici. Nu mai induce chestia asta proastă. Ce să induc? Ce să induc? Lasă-mă să vorbească. Mi-arăți tu mie obrazul. Ce mi-arăți tu mie? Păi ți-l arăt, pentru că eu am vrut doar să te fac să înțelegi că nu te atac. Mi s-a părut că tu m-ai făcut fals și eu la rândul meu te-am făcut fals și ți-am dat și un argument. De ce ești fals? De ce mi s-a părut mie că ești fals? Și tu ai argumente. Și eu ce? Tu nu ești fals? Cu ce? Te rog, spune-mi. Păi nu ți-am spus. De ce ești cu oamenii ăștia afară și te înțelegi bine cu ei, faci live-uri cu ei, postezi cu ei? Băi, omule, fals era dacă mă înjuram cu Marinescu și făceam un material forțat. Tu nu vezi că tu, dacă nu te certi aici în emisiune cu ei, eu doar l-am întrebat de ce nu ia foc pentru gagica lui. Nu l-am înjurat, nu m-am luat de el. Ca idee. Nu e vorba despre înjurat. Ok, sunt fals că întreb. Sunt fals că întreb? Nu, ești fals pentru că te dai ceea ce nu ești. Și insinuezi anumite lucruri care nu și-au rostul. Ce am insinuat? Că nu e destul de bărbat să ia apărarea iubitei lui. Da, mă, nu, să-mi fii tu, bravo ție. Bine, Radu, mulțumim că ești tu bărbatul nu, ideal, da, care jignește toate femeile. Asta vorbești și să nu adorm acum. Maria, tu ai înțeles că nu l-am atacat? Mă culc, Radu. Asta faci de câteva săptămâni, am observat eu asta, da, pe ei. Dorm. Eu nu mă cert cu el, nu am ridicat tonul la el, nu m-am înjurat cu el. Dar nu trebuie să ridici tonul sau să faci așa, tu nu pricepi. Ce? Nu trebuie să ridici tonul sau să-i vorbești urât, cum ai spus și tu. Prin micile tale săgeți, cum le zici tu, îți dai seama de felul în care tu le dai practic în cap. Păi, tu ia, dă-ți zgarda aia de la gât jos, ieși din carapace și putem să vorbim că nu mai ești în zgardă, da? Cu tine nu pot să vorbesc, că nu-ți dă voie Maria. Ia-i tu, mă, cu zgarda mea, băi! E n-am nimic cu zgarda ta, dar m-am băgat eu cumva, mă, Radu! Cum? M-am nu, băgat păi, eu de tine, zicea de lanț. Nu, păi da, ce am zis ceva tine, eu am vrut doar să spun ție că eu nu l-am atacat pe el. L-am tras la răspundere. Păi dar ce dau eu voie să vorbească cu familie? Dar cine ești, mă, tu să mă tragi pe la răspundere, bă, Dragne, Radu, concurent la puterea dragostei, sezonul 3 cu drepturi egale. Răducul din Cocen, de unde ești tu să mă tragi pe la răspundere? Acum că n-ai ce să spui, da, în Cocen. Păi nu, dar poți să zici foarte multe lucruri, înțelegi?
Și poți să te atac cu multe lucruri, dar nu vreau că-s băiețaș. Radule. Dacă tu nu ești băiețaș, cred că uiți că, m-ai atacat destul. Spunându-mi că sunt fals. Da, Maria. Radule. Da, Maria. Stai și bați obrazul cuiva, dar nu uiți ceea ce, ce faci tu. Și dar eu nu... Băi, Maria. Și că a fost cineva om cu tine când a trebuit. Maria, eu nu am spus că sunt om fără de greșeală. Păi atunci nu mai judeca. Multe, am greșeli multe. Atunci nu mai judeca. Dar un lucru, Maria, un lucru știu sigur că am făcut. Când am avut iubită, și aici nu mă refer neapărat în casă. De fiecare dată când am avut iubită, i-am luat apărarea bine, chiar dacă... Înțeles. De ce ții tu să accentuezi lucrul ăsta? Dacă eu nu am o problemă atentă, cu asta, dacă pe mine nu m-a deranjat fiind iubita lui, de ce săriți voi în sus? Nu, chiar nu înțeleg. Pentru că omul ăsta a vorbit urât la adresa ta și după aceea s-a liat de gât, Maria, și mă face pe mine fals de aia. E treaba lui să facă vrea el. Să nu mă facă dacă fals. Dacă pe mine personal nu mă deranjează, de ce vă deranjează pe voi? Pe mine mă deranjează că m-a făcut fals și mie mi-a dat dovadă acum că el e fals. Bine. Altfel nu mă deranja. Da, eu sunt fals. Dacă am cu tine o vorbă, mi-o mențin până la capăt, înțelegi? Eu dacă aș avea cu tine o vorbă, cred că și eu. În a doua secundă m-ai dat pe breazlă, înțelegi? Cred că și eu am avut destul și m-am ținut destul de cuvânt. Nu cred. Noi n-am avut un aranjament, Marinescu, noi n-am avut un aranjament amândoi să zici că, nu știu, nu ți-am promis nimic eu ție. Ce aranjament, floral? Păi vreau floare, ce aranjament să avem? Păi asta spun. Eu n-am avut nimic, adică nu ți-am promis nimic eu ție. Domnișoara, te puneți ochelarii la ochi, după aia vorbim, că vreau să vorbesc cu Rădu cu cocalarul, nu vorbesc cu... Da, deci cum așa? Păi nu-i stă bine cum e asta. Am du-te, vorbit, mă, ochelarii. Am vorbit mai frumos ca tine. Du-te, ia-ți ochelarii și întoarce-te și vorbim atunci. Am vorbit mai frumos ca tine? Da, zic. Domnișoara, Xina, nu știu de ce în această casă, dacă am altă părere sau cer o explicație, așa, se ia drept atac, ataci o persoană. Cum mi-a spus și Amira, acum nu e de față ca să pot să vorbesc cu ea, cum a spus și Amira. Ești la... Ești în oraș cu el și aici îl ataci. Nu, eu am cerut doar o explicație. De ce n-ai fost bărbat să vorbești la faza respectivă cu Romeo? Atâta tot. Și de acolo toată lumea sare că ataci, ataci, ataci. Așa și cu Codruț. Când am fost contra lui, gata, v-ați certat, a început să-l ataci. Așa și la fel și cu Alexandra. Când am avut ceva de spus despre ea, iar o ataci pe Alexandra. Acum erați prieteni? Nu. Adică Marinescu e prieten cu tine doar când îi ții partea, după nu suportă criticile. Domnișoara Xina, nu neapărat că e prieten cu mine, el așa e obișnuit. Dacă ești cu el și ții cu el, e ok. Dar dacă ai ceva contra lui, îți sare în cap. Ca drept dovadă mai devreme, cum mi-a spus de... Cu prima ocazie mi-ai dat în cap. Păi acolo, dreptul să stau în cap dacă îmi doresc treaba asta. Singurul și lucru, să lămurim o chestie. Singurul lucru de care ești tu dezamăgit, cu adevărat, a fost de la faza cu... Votul la cuplul lui. Bun, îți mai trec o dată și gata, terminăm treaba asta, da? Spune. În primul rând, să nu se mai vorbească chestia asta, că eu am discutat cu Romeo ce am avut de vorbit, da? Păi eu discuție. Ok. Hai să zic o chestie. Pe mine m-a deranjat în felul următor. Da? Eu ți-am spus că ți-o votez sau o votez pe Cristina, deci te-am anunțat, la care tu nu mi-ai spus nimic. Ascultă-mă, nu mi-ai spus nimic mie, Marinescu. Nu o vota. Ai fost de acord. Nu, Mai departe, pune în virgulă. Eu nu am avut nicio așteptare din partea ta, dar în momentul în care tu ai votat la cuplul lunii, un om care efectiv te lua pe aici la mișto, zicea că te bași pe sub asta și te punea să faci curat, eu mi-am dat seama ce fel de om ești tu și ce fel de om sunt eu. Înțelegi? Și mai mult decât atât, cum am fost eu la adresa ta. Ok, în primul rând, nu m-a luat el la mișto. Ne-am luat amândoi peste picior. El a spus ceva de mine, eu am spus ceva de el. Ne-am rezolvat problemele de mult. Nu cred că am mai avut vreun conflict cu el. Și în al doilea rând, ți-am spus clar. Când a fost vorba de vot, ai spus: băi, eu votez pe Cristina. Și ți-am spus: bă, fă ce vrei. Bă, referitor la Andrei, hai să facem o comparație mică, înțelegi? Pentru că funia este destul de subțire. Și spun de ce. Noi chiar dacă ne mai atacăm pe aici, în anumite cazuri o facem și, nu știu, for fun, cum am făcut adineauri, înțelegi? O dăm dintr-un, nu știu, din nervi, o dăm în Caterinca. Okay. Pe când ceea ce ai vorbit tu cu Andrei, da, și am fost și eu părtaș aici la o discuție, da, pe care a avut-o în vestiar și când tu efectiv ai tăcut din gură, nu erai. Ți-a vorbit un ultimul fals. Vezi că nu erai în vestiar, eu am spus ce a zis. Ba da, vezi că era un vestiar, stăteai fix acolo în spate. Și eu ce am spus? Stăteai pe mașina aia de spălat, da, înțelegi? Spus, și el a venit la tine, țanțoș, și ce cuvinte ți-a spus el, eu nu ți-am spus ei niciodată. Așa, eu ce-am spus în Dală, omule?
Nici măcar nu te-am spus aici în platou ca să zic ceva, am zis afară dacă am avut ceva de zis. Da, adică și eu am venit. Nu, eu făceam, eu n-aveam nicio treabă cu tine, eu făceam comparația cum am comparat cu el și cum te-ai comportat tu cu el, înțelegi? Chestiile astea pentru mine nu se uită, pentru el se urmă. Auzi, Marinescu, dar de ce spuneai că, ce răducule, vrei 1500 de euro de la mine? Eu știu, am văzut. A, domnișoara Cristina, nu știu, am făcut o mică caterinca și cred că ăsta este și obiectivul lui în această casă. Că văd că vrea să apară extrem, extrem de mult și pe mine mă interesează. Eu nu-l mai înțeleg, și eu vreau să apar, cu toții vrem să apărăm. De-aia vreau să apărăm. De-aia vreau să apar așa cum sunt eu și nu știu, să-mi creeze mie o imagine, să-mi facă mie cinste când ies din această emisiune. Păi vezi, dar el, asta e diferența dintre tine și mine, Marinescule. Eu nu vreau să mă prefac doar ca să, de fapt, atunci când o să ies din casă, să par eu ok. Nu, eu vreau să apar cum sunt de fapt. Bun, dar fii atent. Indiferent de ieșirile mele bune, ele nu vorbesc cu mine. Lasă-o pe mine, Alex. Lasă respectul. Probabil că nu are. Dar te întreb în felul următor. Așa ești tu. Dacă când ești afară din emisiune, da, ieși din bloc și spui de-alea de rechin în cap și pe spate și mergi pe stradă să râdă lumea de tine? Scuze-mă, afară păi nu vine nimeni cu muzică după mine ca să fac o glumă, știi? Nu vine nimeni cu muzică păi după mine. Păi așa de asta îmi demonstrează. Dar n-are nicio importanță. Că tu faci chestiile astea, asta omule, și în evidență. Cred că ți-am arătat de foarte multe ori că poți să și glumezi, poți să fii și nervos, poți să porți o conversație cu mine sau poți să nu porți. De ce Paul, spre exemplu, nu se măscărește pe aici? Paul? Sau Alex. Sau Marius. Genul meu de om. Sau Codruț. Așa îmi place mie. Uite, ăsta se mai măscărește, dar asta s-a liniștit. Marinescu, fii atent aici. Sunt momente în viață când faci și chestii de genul. Poate exact. Copil, mai ales că voi sunteți aici în casă, nu pe stradă. Poate să fii educator la grădiniță și o să joci copiii și spui din alea și faci baby shark. Care e problema? Este o problemă, este o problemă pentru că el a spus că atunci când iese din emisiune trebuie să-l vadă lumea bine, știi? Și nu-și permite să facă. Nu, îți explic eu ce am vrut să zică. În momentul când înjuri, ți se spune, Radule, nu-ți face cinste lucrul ăsta, da? Și dacă tu înjuri, înseamnă că ăla ești tu? Nu! Ba da, la momentul ăla, asta e reacția mea. La momentul ăla? Da! Da, da, asta nu înseamnă că tu înjuri non-stop. La momentul ăla, da, nu înseamnă că înjuri non-stop. Auzi, Marinescu, păi, pe tine te deranjează cu adevărat gesturile lui Răducu și anume aceste maimuțăreli, cum le numești tu, sau te deranjează faptul că el prin aceste maimuțăreli apare mai mult pe ecran? A doua variantă. Nu, domnișoara Cristina, o să fiu foarte sincer. Ia. Da, sincer, nu vrăjel. Mie am mai spus aici în emisiune nenumărate rânduri, probabil că el nu are aceeași părere despre mine, dar eu sunt foarte sincer acum și la obiect. El pentru mine, domnișoara Cristina, chiar dacă, nu știu, îmi dă în cap sau asta urmărește, mie este o persoană oarecum dragă. La fel cum e și Codruț, chiar dacă m-a certat cu el la dinaur. Te bucură mult, Alexandra. Și el chestiile astea, domnișoara Cristina. Dar tu când o să duci acasă, cum o să fii, mă? O să zic că bă, mănâncă ciorba din farfurie. Iar vă luați de Marinescu? Eu cred că tu vrei să mă pui jos cu chestia asta. Nu mă, da. Mănâncă tată ciorba. Băi, mănâncă tată ciorba. Ce treabă are? Mai mult decât tată. Băi, păi tu, atitudinea ta, așa o să ai acasă?